psihoză teroristă. Klaus Iohannis a ieșit la rampă pe tema modificărilor legilor justiției. Președintele spune că nu exclude activarea articolului 7 în cazul României, drept urmare a deciziilor controversate din Parlament în același domeniu sensibil al justiției. De asemenea, Iohannis ia în calcul și varianta unui referendum pentru justiție. Președintele și-a manifestat nemulțumirea față de modul în care ministrul justiției Tudorel Toader s-a raportat la aceste legi. Președintele Klaus Iohannis este nemulțumit de modul în care ministrul justiției Tudorel Toader execută ordinele de partid în ceea ce privește modificarea legilor justiției, în loc să acționeze responsabil în interesul românilor și al justiției. Și pentru că viitorul nu sună deloc bine, șeful statului se gândește și la varianta unui referendum pentru justiție. Șeful statului este de părere că socialdemocrații schimbă legile în viteză pentru că au intrat în panică. Avem de-a face cu un parlamentarism de avarie și se acționează cu bulibășeală. Voi răspunde la chestiunea cu legile justiției. Nu mă aștept la o criză politică, dar sigur nu va fi liniște anul viitor, pentru că taberele sunt prea îndepărtate una de alta. Sper că acționăm ca de centenar. Le-a spus Klaus Iohannis jurnaliștilor, iar acestea nu au fost singurele critici la adresa guvernanților. Trebuie să fi căzut din lună să consider că nu vor exista efecte al adoptării acestor legi în mod netransparent și să ai impresia că nu vor fi urmări. Nu vom fi mai respectați și nu se va considera că am consolidat statul de drept astfel. A spus șeful statului arătând că atunci când PSD-iștii au dorit adoptarea Ordonanței 13, acest lucru a produs efecte grave în percepția externă. El a explicat că dacă există abuzuri în justiție, trebuie corectate. Trebuie să îmbunătățim sistemul, nu să știrbim independența justiției. A mai spus șeful statului, precizând că prin luarea acestor măsuri, membrii coaliției de guvernare vor să pună mâna pe sistemul judiciar. Klaus Iohannis evocă și posibilă activare a articolului 7 din partea Comisiei Europene. Cu alte cuvinte, am putea fi obligați să modificăm tot ceea ce fac acum parlamentarii, altfel vom fi sancționați. Și deja există un precedent în acest sens. Ieri, Polonia s-a trezit exact cu activarea articolului 7 pe cap din cauza legilor justiției. Sadly, our concerns have deepened. Within a period of 2 years, a significant numbers of laws have been adopted, 13 in total, which put at serious risk the independence of the judiciary and the separation of powers in Poland. The entire structure of the justice system is affected. Avertismentul lui Franz Timmermans ar trebui așadar să le dea de gândit și membrilor coaliției de guvernare din România, pentru că deputații și senatorii PSD-ALDE calcă apăsat pe urmele polonezilor. The common pattern of all these legislative changes is that the executive or legislative powers are set up in such a way that the ruling majority can systematically politically interfere with the composition, the powers, the administration and the functioning of these authorities, thereby rendering the independence of the judiciary completely moot.